Dragilor, vă salut, mă bucur că este ora 4 și mă bucur tare mult că ne putem reîntâlni într-o nouă ediție de Vorbă cu doctorul. Ușor atipică, veți vedea puțin mai târziu de ce. Vă invit încă de la început să ne scrieți întrebări, sugestii și opinii, chiar dacă vă oferim o ediție înregistrată, pentru că vă asigurăm, vom citi ce ne scrieți și de asemenea vom și răspunde. Care este tratamentul non-chirurgical în cadrul leziunilor de menisc? Ce trebuie să cunoaștem despre sistemul endocannabinoid și de ce ozonificarea crește eficiența produselor pe bază de cannabidiol, adică ulei de cânepă? O ediție care vă va aduce în atenție doi specialiști care ne vor ajuta cu răspunsurile acestor întrebări. Și le luăm pe rând. Leziunile de menisc apar de cele mai multe ori în urma unei mișcări bruște de rotire sau torsiune a genunchiului. Ruptura de menisc este cea mai frecventă leziune a genunchiului și afectează cu precădere bărbații, în cazul cărora incidența maximă apare între 30 și 40 de ani. De asemenea, leziunile de menisc sunt printre cele mai frecvente cauze care pot conduce la apariția fenomenului de durere la nivelul genunchiului. Odată apărute, acestea pot naște o cascadă de efecte, ducând la instabilitatea genunchiului, greutate în urcatul și coborâtul scărilor, fenomenul de inflamație și chiar nevoia de intervenție chirurgicală. Invitatul de astăzi ne va ajuta să înțelegem care este tratamentul non-chirurgical în cazul leziunilor de menisc. Alături de mine în platou este specialistul în managementul genunchiului, fizioterapeutul Radu Marin. Te salut, Radu, și mă bucur tare mult să ne cunoaștem. Bună ziua, și eu mă bucur foarte mult. Bună ziua telespectatorilor și bună ziua Consuela. În primul rând, haideți să descoperim un pic despre ce este vorba în aceste contexte. În primul rând, ce este genunchiul și care sunt structurile meniscale. Da? Genunchiul este o articulație complexă, iar această articulație complexă sinovială prezintă două structuri meniscale. În primul rând, cel intern și în al doilea rând, cel extern. Cel intern are o formă de C, ca o formă de literă C, iar cel extern o formă de literă O. De ce? Pentru că cel intern are mai multă greutate corporală asupra structurii genunchiului și asta denotă într-un fel sau altul din punct de vedere clinic și leziunile care apar mult mai des în cazul meniscului intern. Cel extern este ceva mai, nu chiar așa implicat în aceste fenomene de leziune meniscală, în schimb apar destul de des atunci când avem alte evenimente traumatice, cum ar fi ligamentul cruciat anterior, ruptura de ligamentul cruciat anterior. Okay. Un lucru extrem de important la nivelul meniscului este că ele sunt vascularizate și din punct de vedere a recuperării, noi căutăm foarte mult ca structurile acestea vascularizate să le ajutăm prin exercițiu fizic. Adică 25%, 33% din menisc, adică acea parte periferică, este vascularizată, iar partea internă, cea albă, nu este vascularizată, dar este extrem de ajutată de mișcare printr-un fenomen care se numește imbibiție. La nivelul structurii meniscale există două coarne. Da? Există cornul anterior și cornul posterior. Cel mai des lezionat, din punct de vedere clinic, este cel posterior. De ce? Pentru că acolo există foarte mult stres biomecanic. Așa că dacă ar fi să facem o concluzie, cele mai dese leziuni apar la nivelul meniscului intern pe partea cornului posterior. Precizam în introducere că bărbații sunt cei mai vizați de ruptura de menisc și prezentam această vârstă 30-40 de ani. Care ar fi explicația? Și avem un studiu care confirmă că și femeile totuși vor suferi de ruptură de menisc, doar că vârsta lor este ușor mai fragedă, undeva pe la 20 de ani. Exact. O să vin cu două explicații destul de logice, să spun așa. Bărbații sunt un pic mai implicați în ceea ce privește lucrul fizic. Și poate de asta se întâmplă. Asta pe de o parte și pe de altă parte, bărbații sunt un pic mai angrenați în activitățile sportive. Tocmai de aceea apare acest tip de, poate să apară acest tip de leziune degenerativă, se numește ea, în cazul în care, nu știu, bărbatul lucrează ca și constructor și stă în permanență înghemuit, stă pe genunchi și atunci trebuie să reducă într-un fel sau altul acest sau să aibă atenție asupra acestor tipuri de mișcări ca să nu aibă mai târziu la 30-40 de ani, așa cum ai spus și tu, acest tip de leziune. Și pe de altă parte, există și tipul acesta traumatic care este strict legat de activitatea sportivă ori
de performanță, ori de timp liber. Uh-huh. Și ce se petrece, așa cum ai spus și tu mai devreme, apare acea compresie, acea compresie plus pivotare, care poate să ducă la un moment dat la leziunea și chiar ruptura structurii meniscale. Vreau să acordăm astăzi atenția acestui mic fragment din organismul nostru și vreau să ne spui care este rolul lui. În afară faptului că noi ne adresăm medicul atunci când doare, trebuie să știm de ce trebuie să-l păstrăm sănătos și ne vei spune tu astăzi și cum vom putea face asta. Corect. În primul rând, rolul lui este de amortizare. Da? Deci, așa cum place mie să spun, sunt ca niște garnituri la nivelul corpului, la nivelul articulației genunchiului. Și în al doilea rând, au rolul de a crea un fel de congruență. Această, de fapt, chiar congruență. Această congruență reprezintă și un fenomen extrem de important în stabilizarea articulației genunchiului. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, așa cum am spus mai devreme, vascularizarea și introducerea lichidului sinovial, un lichid care este creat prin mișcare, nimic altceva, poate să ajute și să hrănească până la urmă structura meniscală. Deci să nu vă fie frică să folosiți genunchii, trebuie doar să învățăm să-i folosim cu cap, să vedem exact cum ne putem încălzi. Și cred că astăzi vom spune și cât de important este să ne mișcăm dimineața înainte de a ne apuca de activitatea fizică, pentru că încălzirea aceea este mai mult decât vitală pentru noi. Din păcate o facem atât de puțin și îmi pare rău că nu ne putem întoarce la origine, acolo unde bunicii noștri își făceau încălzirea înainte de a pleca de acasă. Da, cu siguranță, până la urmă, viața aceasta sedentară, statul mult la birou, sau, nu știu, condusul foarte mult, nu ne ajută în acest sens să lubrifiem într-un fel sau altul articulația și structura noastră a genunchiului. Înainte de a ajunge la RMN și de a afla că în urma unui RMN uneori putem primi indicația de tratament chirurgical, aș dori să te întreb ce putem face pentru a ne asigura, pentru a ne verifica sănătatea genunchiului. Sunt anumite mișcări pentru a vedea dacă acesta este în continuare flexibil. Noi știm că este o articulație unde teoretic sunt doar două mișcări, față-spate. Nu e doar atât, ne va spune Radu imediat. Așa este. Articulația genunchiului din punct de vedere biomecanic are de fapt un fenomen tridimensional. Mm-hmm. În ce sens? Ea face flexie și extensie, dar întotdeauna este combinată cu alte tipuri de mișcări, accesorii se numesc ele, sau cel puțin în limbajul nostru, mișcare de translație și mișcare de rotație. Ei bine, toate aceste structuri de-a lungul vieții, noi nu ne dăm seama, dar ele ușor, ușor devin ca un deficit, devin ușor rigide, lucru care influențează toată această complexitate a mișcării în flexie și extensie. Așa că cel mai simplu este să evaluăm această structură, să ne dăm seama de fiecare problemă în parte și eventual să educăm pacientul. Vezi că ai asta și este bine să faci asta. Pentru cei care acum ne urmăresc și sunt în fața televizorului și poate vor să, ok, îmi place de Radu, îmi place subiectul de astăzi, vreau să verific dacă meniscul meu este în regulă sau nu. Uh-huh. Poate face câteva exerciții acum pentru a se asigura că acest lucru este, îi confirmă sănătatea meniscului? Cu siguranță. Eu, de exemplu, am un tablou atunci când mă gândesc la, noi toți specialiștii avem un fel de tablou ca să recunoaștem patternul de durere meniscal. Și dacă dumneavoastră de acasă aveți o problemă sau o durere ca în formă de cerc, okay? În zona genunchiului, adică în zona aceasta. Câteodată genunchiul se mai și umflă sau apar tot felul de dureri în zona din spate a genunchiului sau apare acel cuțit de cele mai multe ori în interiorul genunchiului, atunci când ne rotăm pe el, e clar că într-un fel sau altul avem o problemă meniscală. Da? Asta pe de o parte. Pe de altă parte, ca și exerciții, pot să vă dau poate cel mai important exercițiu din punct de vedere clinic și care nu e un exercițiu, de fapt, este o mobilizare. Okay. Și dacă îmi permiteți, vă pot și arăta, pentru că este foarte simplu. Din punctul acesta de vedere, noi spunem translație. Ce înseamnă translație? Da? Luăm genunchiul din zona medială și zona laterală și încercăm să-i facem această mișcare simplă de contră, așa cum îi spun eu, interior spre exterior, câte 20 de repetări, mai ales în punctul acela pe care noi îl găsim dureros. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, atunci când ne doare genunchiul, cel mai important în faza acută este să evităm atrofia. Da? Să evităm ca mușchiul să piardă din calitate. Și extrem de important în cadrul exercițiilor de genunchi este să facem aceste izometrii. Ok? Deci pur și simplu încercăm să menținem membrul
sus ridicat cel puțin 10 secunde. Uh-huh. 10 secunde, 10 repetări de 2 ori, de 3 ori pe zi. Ar putea să fie foarte simplu un tratament în perioada acută pentru menisc. Lucruri simple, lucruri de bază și mă bucur tare mult că le putem arăta și în platoul de vorbă cu doctorul. Desigur. Spuneam mai devreme de RMN și de foarte multe ori în urma unui RMN apare această indicație de intervenție chirurgicală ca fiind cea care va salva pacientul de durere, de inflamație și va readuce mobilitatea. Ce spun studiile, ce spui tu și ce ați observat voi, pentru că știu că aveți în cadrul clinicii unde lucrați un program destinat a sănătății genunchiului. Așa este. Din punctul acesta de vedere, există un fel de trend, un fel de schimbare de paradigmă în studiu astăzi, în sensul în care toată lumea e așa un fel de manifest. Salvați meniscul, toată lumea spune salvați meniscul într-un fel sau altul. De ce? Pentru că în secolul trecut și din păcate și acum, încă se mai poartă foarte mult meniscectomia ca și primă abordare atunci când vine vorba de leziunea de menisc. Asta înseamnă îndepărtarea structurii afectate a meniscului și trebuie să menționăm faptul că referindu-ne la cele două tipuri prezentate mai devreme, adică degenerativ și traumatic, atunci când lucrurile sunt traumatice, sunt destul de exacte. Da? Sunt niște fragmente acolo, așa că o să le dăm puțin la o parte, dar o să rămână acele degenerative care, ca și incidență, sunt mult mai mari, ele trebuiesc tratate și este musai să intervenim prima dată prin tratament conservator. Mm-hmm. Ce se va întâmpla când un pacient care primește indicația de intervenție chirurgicală ar dori și o altă opinie sau ar dori să meargă către un fizioterapeut care să-i facă evaluarea și să-i recomande, poate, fizioterapie înainte de intervenție chirurgicală? Este o diferență între ruptură de menisc și leziune de menisc? Este o diferență, cu siguranță. De principiu, așa cum o spun adesea și o spun și pacienților mei, aveți grijă la cum se petrece un consult când vine vorba de consultul cu specialistul, rolul care ar fi el. Deci el ar trebui să treacă cumva printr-un algoritm destul de exact. Adică discuția subiectivă, să te întrebe ce se întâmplă cu viața ta și de ce îți influențează ție durerea, activitățile zilnice. Apoi sunt niște teste specifice la care trebuie să se răspundă și de-abia la urmă este vorba de a se lua în considerare structura văzută în RMN. Uh-huh. De ce? Pentru că de foarte multe ori structura aceasta văzută în RMN nu este relevantă și sunt foarte multe studii care, într-un fel sau altul, scot în evidență pacienții care sunt victime, dar și specialiștii care sunt victime ale imagistici. Hai să vedem lucrurile ca un ansamblu, haide să vedem lucrurile ca o treabă, să spun așa, bine făcută. Și în momentul în care se formează ipoteza că prezentarea clinică, testele specifice, dar și imagistica, de-abia la urmă, sunt relevante, atunci putem să discutăm despre o ruptură sau leziune, tratament conservator sau chirurgical. Uh-huh. Tratamentul conservator. Uh-huh. În ce constă el? Și cât de consecvenți ne cere tratamentul conservator să fim? O, da. Foarte consecvenți. Foarte important. În primul rând, tratamentul conservator, mie îmi place să vin cu doi piloni, să spun așa. În primul rând, este educarea pacientului atunci când el se află în faza acută, adică se poate pune gheață, se poate face compresie la nivelul genunchiului, da, se poate educa pacientul să ridice ușor piciorul, de ce? Ca să dreneze zona și de-abia după ce combatem acest factor inflamator, intervenim cu exercițiu fizic. Iar ca exercițiu fizic, obiectivele sunt diverse, doar că o să reduc la cele principale, în sensul în care avem combaterea inflamației, pe care am spus-o mai devreme. În al doilea rând este vorba de evitarea atrofiei musculare și am arătat exerciții mai devreme cum putem să le facem. Apoi, în mare parte este vorba de stabilizare dinamică a genunchiului și de o tonifiere generală la nivelul membrului inferior. Uh-huh. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, desigur, eu nu am competența, doar că în același timp trebuie să avem o bună discuție cu medicul ortoped ca să putem să vedem cum putem introduce, de exemplu, tot felul de infiltrații, da, ca să ne ajute cel puțin în faza acută, ceva mai mult, ceva mai incisiv. Deci, în faza acută, putem face exerciții la recomandarea fizioterapeutului. Da, cu siguranță. Pentru că de foarte multe ori ne gândim că atunci când doare trebuie să protejăm. Și atunci protejăm băgând cumva în stand-by, în vacanță, zona respectivă care doare și care prezintă disconfort. Spuneam în introducere că de foarte multe ori atunci când apar leziuni de menisc,
cei care au această problemă nu mai pot urca scările, nu mai pot coborâ, simt o instabilitate, nu se pot baza pe piciorul lor. Așa este. Păstrăm urcatul și coborâtul scărilor sau alegem liftul? Întrebare foarte bună. Atunci când discutăm de factorul inflamator, deci imediat după debut, este bine să lăsăm corpul să se refacă. Într-adevăr, aici contează foarte mult care este intensitatea și frecvența lucrului fizic. Și aici intervine extrem de bine fizioterapia, în sensul în care fizioterapeutul poate să educe pacientul. Este bine să urci cu liftul, este bine să poate să porți o orteză în perioada acută, este bine poate să folosești cârja. De ce? Ca să nu dobândești un mers antalgic, se numește, sau acel șchiopătat. Pentru că dacă nu tratezi bine în faza acută problema, atunci cu siguranță în timp vei vedea tot felul de modificări care cu siguranță nu sunt atât de benefice și chiar păguboase pentru celelalte articulații, chiar și genunchiul aici în joc. Voi aveți un proiect și un program foarte interesant. Radu lucrează împreună cu Alexandru Ilie, pe care noi îl cunoaștem, pentru că este un prieten tare drag emisiunii noastre și frecvent vine către noi cu această încurajare, mișcați-vă, faceți mișcare, vedeți ce faceți cu telefonul, nu vă mai lăsați capul atât de aplecat pentru că apar dureri la diverse niveluri ale coloanei vertebrale. Voi sunteți pe online. Exact. Voi oferiți consultații online, tratamentul tot acolo, doar că este personalizat. Și asta este o chestiune foarte interesantă, pentru că și tu ești alături de el un pionier în tratamentul genunchiului în mediul online și ne bucurăm foarte mult că a lansat aceste programe pentru noi, pentru că le putem accesa de oriunde. Exact. Nu ne deplasăm de acasă, alegem confortul casei, trebuie doar să avem această intenție și evident consecvența care să ducă tratamentul la final. În ce constă? Ce presupune această consultație online? Cum puteți verifica faptul că pacientul face exercițiile la modul corect și conștiincios? Cât de des vă întâlniți și care sunt de cele mai multe ori întrebările pe care aceștia le au? Foarte simplu, o să rezum această poveste în patru piloni, cum îmi place mie să spun. În primul rând, este această discuție, această evaluare, în care se iau în considerare prezentarea clinică, istoricul medical, medicația, dar sunt mai mulți parametri pe care noi avem în vedere. Apoi există testarea fizică, să vedem dacă ipotezele din partea subiectivă sunt respectate în fizic. Apoi există prescripția de exerciții, iar exercițiile pe care le-am creat au într-un fel sau altul și respectă mai multe principii. Da? De intensitate, de mod de lucru, de frecvență, de dozaj, pentru fiecare stadiu în parte până la recuperarea complexă și, nu în ultimul rând, monitorizarea pacientului. Și este și ultimul pilon pe care l-am spus, din pilonii spuși mai devreme. Aici, cumva, încurajăm pacientul, vedem dacă starea lui are o evoluție favorabilă, venim cu alte exerciții de o altă intensitate. Și acum, în final, o să vă spun o poveste. Eu, lucrând clinic, da, nu am părul alb, dar lucrez de ceva timp, în sensul acesta, am văzut o nevoie extrem de puternică în a menține pacientul cu miza, să spun așa. În sensul în care am plecat din clinică, arătam exercițiile, dar peste ceva timp venea și îmi spunea, știi, Radu, eu n-am mai făcut exerciții, n-am mai avut timp. Ok? Ăsta este un mod extrem, extrem de bun de a menține pacientul în joc, să spun așa, pentru cel puțin 6 luni de zile, că atât este necesar pentru articulația genunchiului să se refacă multe din cazuri. Pentru că atunci când auzim platformă online, ne gândim imediat la filmulețe de pe YouTube. Vreau să te întreb, care este diferența între, și asta întreb pentru cărcotaș, nu pentru mine că eu știu, care este diferența între programele pe care le putem găsi la liber pe YouTube și ceea ce faceți voi? Pentru că de foarte multe ori ne gândim, ok, de ce să dau bani în plus când pot să accesez acolo un link gratuit, a funcționat la vecinul X, va funcționa și la mine, trebuie doar să am voință. Da, trăim totuși într-o era conținutului, așa, în general, și eventual, așa cum se spune, quick fix-ului. Da, vreau niște exerciții foarte rapide, după să-mi văd eu de treabă, să mă recuperez. Ideea este cu această diferență că, totuși, recuperarea medicală are nevoie nu neapărat de un șablon, ci are nevoie de oameni. Da, până la urmă, este o interacțiune
în joc. Și acest tip de mediu online, foarte profesionist și foarte bine sistematizat, oferă pacientului totuși un, să spun așa, un brânci în permanență către recuperare. Cam asta este diferența în mare parte. La final de interviu, ca și o concluzie. Cât la sută dintre cei care prezintă dureri de menisc se pot rezolva 100% cu ceea ce faceți voi și cât la sută au nevoie de intervenție chirurgicală? Okay. Pentru că observăm un trend, ca și la hernia de disc, unii se tem de intervenție și o amână cât mai mult, alții se gândesc că este soluția care le va rezolva definitiv problema și merg cu prea multă viteză către intervenția chirurgicală. Vrem să echilibrăm acest fenomen. Așa este. Lucrurile sunt foarte simple. Genunchiul, până la urmă, are ca și rol sau este foarte important să fie stabilizat și să aibă funcție. Atâta timp cât genunchiul în sine, pe parcursul vieții, nu are funcție și nu este bine stabilizat, se pot face intervenții chirurgicale, dar e foarte probabil ca pacientul oricum să aibă o problemă. Tocmai de aceea, astăzi, cel puțin din punct de vedere al studiilor, fizioterapia a câștigat extrem de mult. Extrem de mult în sensul acesta. Și tot ies specialiști și explică oamenilor că intervenția este făcută, doar că funcția e o altă dimensiune și pe noi, de fapt, ne supără pentru că nu avem funcție, nu neapărat din cauza structurii. Mm-hmm. Ok? Și chiar și după intervenție, oricum vom avea nevoie de recuperare, fizioterapie. Cu siguranță, da. Deci recuperarea medicală este și înainte de intervenția chirurgicală, este și după, este și în timpul. Deci oriunde pacientul are nevoie de acest imbol. Și cum ne spunea specialistul Alexandru Ilie, genunchiul este o articulație care are nevoie de încărcătură, are nevoie să se miște, nu trebuie să-i oferim neapărat repaus pentru a se face bine. Radu, exact. Îți mulțumesc tare mult pentru prezență. Și eu mulțumesc. Abia aștept să reveniți în platoul nostru, pentru că tot ce înseamnă mișcare și sănătate ne interesează la maximum și sperăm din suflet să ne găsim această forță interioară, această motivație și toate argumentele necesare pe care voi ne le oferiți pentru a ne mișca mai mult și pentru a rămâne sănătoși. Mulțumesc. Mare plăcere. Și eu mulțumesc. Dragilor, luăm o foarte scurtă pauză și revenim în platou cu al doilea subiect al zilei.